O ploaie de scânteie electrice a căzut peste trecătorii dintr-un oraș din Rusia, iar în Sankt Petersburg un fulger a lovit în mod incredibil cablurile unui troleibuz. Incidentele i-au șocat pe localnici care au imortalizat momentele și le-au urcat pe rețelele de socializare. Imaginile șocante au fost surprinse de camerele de supraveghere în timpul unei furtuni în orașul Sankt Petersburg din Rusia. În clip se poate vedea cum o lumină orbitoare cade peste pietonii din oraș. În clipa următoare, o ploaie de scântei uriașe acoperă strada și îi face pe oameni să se oprească și să privească îngroziți. A urmat apoi un tunet extrem de puternic. Un pieton adăpostit sub o umbrelă s-a speriat atât de tare încât aproape a căzut din picioare din cauza zgomotului asurzitor. Localnicii spun că au fost extrem de speriați și nu au mai văzut până acum un astfel de fenomen. Incidentul bizar ar fi avut loc după ce un fulger ar fi lovit firele unui troleibuz, iar descărcarea electrică puternică a provocat explozia și scânteile. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.